V-ați întrebat vreodată care ar fi gustul bucătăriei românești dacă ați porni de la nord spre sud și de la est spre vest, parcurgând pe rând toate regiunile României? Veți fi surprinși de bogăția și diversitatea ingredientelor și implicita gusturilor ce se schimbă de la o zonă la alta, chiar dacă vorbim de o singură națiune. Haideți cu noi, în bucătăria lui șef Alex Petrician, într-un itinerariu inedit, România în farfurie. În primul rând, România nu este unitară. Nu poți să zici că ești din București și tu știi ce înseamnă bucătărie românească. Bucătăria românească are o multitudine de fațete. Cum o spune și istoria, avem 11 inspirații etnice în bucătăria românească. Asta înseamnă că dacă, nu știu, mergem la Ploiești, suntem mai aproape de zona muntoasă, deja se schimbă obiceiurile în a face o ciorbă. Ciorba de la București e complet diferită față de ciorba de la Ploiești. Și dacă înaintăm în kilometri, totul se schimbă. În România, în farfurie a lui Alex Petrician, Transilvania este o bucată consistentă formată dintr-o mămăligă prăjită la interior, cremă de caș afumat, un strat fin de carne de oaie și trufe negre de Transilvania. Spre Oltenia avem o foaie de gulie murată, deasupra tocmai e aplicat crema de brânză de capră, o emulsie de leuștean, leușteanul fiind foarte românesc, a spune că e menta românească și așa ar veni colțunașul românesc. Lucrăm foarte de aproape cu măicuțele de la Mănăstirea Cureți, cumpărăm siropuri, gemuri de acolo culese. Și dacă mergem mai departe, zona Munteniei este un preparat denumit micii care stau pe limbă. Un strat de mici, un strat de limbă, cartofi prăjiți și muștar de casă. Moldova e o compoziție de sarmale de post cu texturi de varză învelite într-o foaie de țelină, iaurt infuzat cu hrean și mini-murături. Banat și Crișana, o roată făcută dintr-un aluat de clătite, umplută cu roșii și usturoi, iar Dobrogea, o cremă de icre de crap și de știucă, făcute cu sfeclă și ridichi. Urmează și Basarabia în România, o plăcintă basarabeană, dar fără aluat, de varză. E o surpriză pentru toată lumea, pentru că ei văd harta completă și la sfârșit vine o anexă care vorbește foarte mult despre lanurile de grâu ale Republicii Moldova și de fiecare dată avem o surpriză care încheie, practic, experiența României în farfurie. Mi se pare că oricum bucătăria basarabeană este extrem de gustoasă și a te pune la masă în Basarabia e un întreg festin care încă dăinuie de atâta vreme. România s-a mai pierdut treaba asta. Absolvent al Academiei de Studii Economice din București, cel mai bun șef al anului crede că fără gastronomie, turismul nu este performant. În propriul restaurant, promovează bucătăria autentică românească. Anul acesta împlinim 5 ani de zile și suntem la poate 50 plus meniuri pe care le-am dezvoltat în toată această perioadă. Inspirația noastră a bucătarilor provine din cotidian, de la simplitate. Avem acces la ingrediente, mergem la piață, discuțiile pe care le avem cu oamenii, de la furnizori, la producători locali, istorici, geografi, antropologi, care știu exact cu lux de amănunte și sunt documentați în ceea ce înseamnă românesc, obiceiuri și bucătărie românească. Pentru identitatea românească trebuie să avem un mare parametru și acela se numește sezonalitatea. Nu aveam roșii în decembrie, nu aveam caise în noiembrie decât la borcan, în compot, gemuri și așa mai departe. Asta e bucătăria pe care vrem să o arătăm. Natura ne dictează ceea ce se pune în farfurie. A renunțat la scrimă și la o carieră în publicitate și a ales gătitul. Era în Belgia când deodată și-a spus: eu nu pot să trăiesc în altă parte decât acasă. Îmi e dor să vorbesc limba română și să mănânc românește. De asta m-am apucat de gătit, de dor de casă. Ana, de unde sunteți deloc din România? Sunt născut și crescut în București. Și dar nu mă simt bucureștean. Dar bunicii de unde erau? Bunicii mei, bunica din partea tatălui din București, 100%,
bunicul din Maramureș, o bunică din Port Alba, fosta Românie, Basarabia acum, și celălalt bunic din zona Banatului, undeva din zona germanică a României. De unde și de când această pasiune? Eu mă declar un fericit gurmand încă din copilărie, pentru că am avut ocazia să accesez toate aceste gusturi pe care nu mi-am dat seama că le dobândesc decât în momentul în care m-am apucat de bucătărie. A cutreierat lumea pentru a învăța arta gătitului în cel puțin 9 țări, în cele mai bune restaurante. Am ales întotdeauna să mă întorc acasă și să pun în practică toate aceste învățături, pentru că simțeam că România are absolut tot arealul, tot mediul propice pentru a arăta că și aici se poate face o bucătărie de succes și o bucătărie care să conteze pentru harta gastronomică a lumii. Eu cred că în viitorii 10 ani România va deveni o zonă extrem de exotică din punct de vedere culinar. Cât timp ați fost plecat, există vreun ingredient, eu știu, materie primă, care v-au lipsit? Sincer, zeama de varză, borșu, smântâna și roșia românească. E și dulce și acidă în același timp. Și mie îmi place exact echilibrul ăsta al tomatei românești. Care este cel mai frumos compliment pe care l-ați primit de la un oaspete pentru care ați gătit? S-a întâmplat chiar în primul an în care am deschis acest restaurant. Am fost chemat la masă de o doamnă în etate, undeva la 70 de ani. Și a ținut să-mi strângă mâna și să-mi spună că am simțit că astăzi a gătit bunica mea. Eu provin dintr-o familie de militari, un bunic colonel, un bunic general, cu siguranță m-a ajutat și familia, adică rigorile cu care am fost obișnuit. Spuneam că bucătărie e militarie, dar este și o echipă. Fără asta nu se poate. În spate nu cred că poți face performanță. Echipa e de fapt sufletul și motorul unui restaurant. Am fost în Londra, plecat și m-am întors în 2019. Acolo am fost bucătar, m-am întors aici pentru a face o școală și mi-am dorit să fac parte din echipă și Alex mi-a dat această șansă. Am fost plecat în Olanda cel mai mult timp. Am hotărât să mă duc să urmez o facultate acolo de management ospitalier și așa am ajuns să-mi descoper pasiunea pentru bucătărie. Și după am hotărât să mă întorc acasă. Am făcut în trecut meniul de Paște. Chiar mama m-a învățat să fac cozonaci și cu ea am făcut prima oară cozonaci. Rețeta pe care o am astăzi și pe care o folosesc pornește de la rețeta ei. Cozonacul este unul dintre cele mai importante gusturi românești pentru mine. Când sunt nostalgic și mă gândesc așa cumva la diminețile pe care le petreceam cu bunicii mei, mi-aduc aminte de simplitatea grișului cu lapte, cu o dulceață de la cămară care era pe ani, se punea un an de ani și un an era mai bun decât celălalt, un an era mai afumată, că uitase bunica pe foc. Sunt zile în care îmi place ciorba și mi-aduc aminte de ciorba de cocoș proaspăt tăiat sau de varză călită pe care în mod foarte ciudat bunicul meu o asocia micilor pe grătar. Și iarăși o chestie, eu am băut de foarte mic cafea, dar cafea cu mămăligă. Bunicul meu făcea cafea cu mămăligă, mămăliga fierbinte și cafeaua cu lapte rece. Și era o chestie pe care n-am văzut-o la absolut nimeni. Până acum n-am simțit că sunt destul de pregătit să alătur aceste ingrediente împreună, într-o formă în care să-mi aduc aminte de acele dimineți. Dar e una din misiunile pe 2024, să fac acest preparat cu amintire la bunicul meu.